Bună dimineața tuturor, bine ne revedem la o nouă conferință de presă și mi-am propus în cele ce urmează să vă aduc la cunoștință câteva din activitățile propuse pentru această săptămână și pentru termen mediu și de asemenea să facem și un rezumat al proiectelor cu finanțare europeană care au fost depuse în ultimul an de zile de către Primăria Municipiului Roman. Așadar, începem cu un parteneriat pe care Primăria Municipiului Roman îl va încheia cu Asociația Municipiilor din România, în cadrul căruia vom organiza un concert de muzică clasică în Municipiul Roman pe data de 11 noiembrie. E vorba de Orchestra Metropolitan București, condusă de dirijorul Daniel Jinga. Un eveniment care va avea loc în data de 11 noiembrie și și are ca obiectiv general celebrarea centenarului României sub aspect cultural-artistic, fiind o parte dintr-un proiect implementat de Asociația Municipiilor din România, Rasodiem de la Geneză la Centenar, cofinanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale. Concertul va avea loc în aer liber, am identificat deja locația, am primit și acceptul proprietarilor, este vorba de grădinile Arhiepiscopiei. Am dorit să profităm de acest spațiu frumos și generos, pe de o parte pentru a deschide aceste grădini și publicului larg și, bineînțeles, considerăm că și locația este una potrivită cu acest tip de eveniment. De asemenea, dacă tot vorbim de Asociația Municipiilor din România, vă fac cunoscut faptul că la sfârșitul săptămânii voi fi la Oradea, acolo unde va avea loc ședința de comitet director. Municipiul Oradea își sărbătorește zilele în această perioadă și cu această ocazie s-a făcut invitația de a face această ședință de comitet director și în același timp, bineînțeles, să participăm și la o serie din manifestările prilejuite de zilele municipiului Oradea. Așa cum bine știți, am lansat invitația către cetățenii municipiului Roman pentru a se înscrie pentru excursii gratuite la sărbătoarea Iașului, Sfânta Parascheva, acolo unde până pe data de 10 octombrie, mâine, adică la ora 10, va fi termenul final pentru a face aceste înscrieri, fie la serviciu direct la serviciul evenimente din cadrul Primăriei Municipiului Roman, fie pe adresa de mail evenimente@primariaroman.ro, fie la numărul de telefon 0233-208-621. Până în acest moment erau înscrise circa 60 de persoane, însă așteptăm ca în aceste ultimele două zile numărul solicitărilor să crească. Așa cum am anunțat și pe o rețea de socializare, la finele săptămânii trecute am avut o întâlnire cu reprezentanții a 8 asociații de proprietari care au ca și zonă de competență zona Bulevardului Republicii pentru a le aduce la cunoștință pe de o parte lucrările pe care dorim să le efectuăm în zonă și pe de altă parte pentru a identifica problemele punctuale care trebuie rezolvate cu ocazia acestei amenajări peisagistice a zonei. Este vorba de lucrări de reabilitare a zonelor verzi, delimitate de străzile Smirodava, Cea Roseti, Mihai Eminescu și Bulevardul Republicii, pe o suprafață de 7,8 hectare. Va fi defreșată vegetația îmbătrânită, va fi gazonat spațiul verde și se vor planta arbori ornamentali. De asemenea, vom amenaja locuri de parcare de reședință, vom asfalta aleile la intrările în bloc, iar trotuarele vor fi modernizate cu pavele. E vorba de o investiție de aproximativ 870.000 de lei, care va schimba în totalitate modul în care arată în momentul de față această zonă și, bineînțeles, vom oferi și un confort sporit locuitorilor din această zonă. Treptat, noi ne-am propus ca fie din fonduri europene, fie din bugetul local, fiecare
cartier din municipiul Roman să intre în astfel de procese de reabilitare, astfel încât să putem să ne îmbunătățim cu un oraș civilizat, un oraș care să ofere un nivel al calității vieții cât mai ridicat pentru municipiul Roman și, bineînțeles, să fie și un municipiu cu care să ne mândrim. O altă veste bună pe care o dăm romașcanilor este cea legată de funcționalitatea ambulanței TIM, care de mâine va deveni operațională din nou în zona Romanului. Medicii de la Centrul de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Municipal vor putea interveni și vor putea salva viețile celor aflați în pericol. Practic vom mări timpul de sau vom mări rapiditatea printr-un timp de intervenție mult mai redus la aceste tipuri de intervenții și știți foarte bine că cel puțin aceste situații de accidente sau de orice altă natură, minutele, chiar secundele pot face diferența între viață și moarte și e un lucru care ne bucură foarte mult că iată am reușit să redevină operațională în zona noastră. De asemenea, la ședința operativă din această dimineață am primit vizita domnului profesor Ovidiu Albert, care știți foarte bine, este coordonatorul Asociației Mușatinii și care a reușit să obțină un grant de la un partener din Cehia și își dorește să pună bazele la Romana unui consiliu de resurse pentru voluntari. Practic să aducă voluntarii și asociațiile active la un loc și de asemenea și chiar instituțiile publice, dar nu numai, care au nevoie de voluntari să aibă un centru unde să se adreseze și să solicite voluntari pentru activitățile pe care și le propun. Bineînțeles și Primăria Municipiului Roman va fi unul dintre beneficiarii direcți ai acestui Consiliu de Resurse pentru Voluntari. În cursul săptămânii viitoare vom inaugura această activitate și acest centru. Într-o primă etapă se vor desfășura activități la Biblioteca Municipală, urmând ca după ce vom finaliza lucrările de reabilitare a fostului azil de bătrâni de pe strada Veronica Micle, acest imobil să se transforme într-un centru cultural comunitar care să permită utilizarea de săli de către ONG-urile active, precum și de către orice alte persoane doritoare, în baza unor programări care se vor face în prealabil. De asemenea, o altă discuție pe care am avut-o cu colegii mei în ședința operativă a fost aceea de a aplica la o soluție modernă în ceea ce privește parcările de pe raza municipiului Roman, în sensul în care să nu mai investim în acele parcometre și să apelăm la tehnologia modernă în sensul posibilității parcării, plății parcării, fie prin SMS, fie prin card bancar, cu o aplicație, astfel încât, practic, cheltuiala din partea bugetului local să fie minimă și, de asemenea, confortul către cei care folosesc aceste parcări să fie cât mai mare. Practic, printr-un simplu SMS, să poți să-ți achiți blocul de parcare. Ulterior, colegii de la, fie cei de la poliția locală, fie cei care administrează parcările publice cu plată, având dispozitive speciale prin care pot verifica dacă o mașină a plătit parcarea sau nu. Împreună cu colegii de la achiziții vom face o analiză a acestui sistem și chiar vom demara o procedură de achiziție a unui astfel de sistem,
care este mult mai eficient și mult mai economic față de sistemul clasic de parcometre, la care ai și cheltuieli cu alimentarea cu energie electrică, uneori și mentenanța. Eu am mai văzut și în alte municipii mai mari, am văzut și la Cluj. Voi merge acum la Oradea, mă voi uita și la Oradea să văd sistemul de parcări publice de la ei, astfel încât și pentru Roman să luăm cele mai bune decizii în ton cu tehnologia modernă. Și dacă tot vorbim de parcări, vreau să vă anunț că din această săptămână vor demara lucrările la parcarea de la Roman Vodă. Câștigătorul acestei lucrări a dat comandă de materialele necesare. Din momentul în care va primi bordurile mari, va trece la executarea lucrării. Vom lucra pe părți separate, astfel încât cel puțin jumătate din parcare să mai poată fi folosită în această perioadă și pentru a nu cauza prea multe probleme în zonă. Firma Darkons. Și vă spuneam la începutul conferinței de presă că îmi doresc să vă fac un rezumat al proiectelor cu finanțare europeană depuse de primăria municipiului Roman, începând cu practic în ultimul an de zile, an calendaristic, 18 proiecte cu finanțare europeană depuse, 6 dintre ele deja câștigate și 12 se află în evaluare. Cele 6 proiecte câștigate sunt în valoare de 23.576.256,15 lei, iar celelalte 12 proiecte depuse sunt în valoare de 145.398.185,47 de lei. Deci, practic, vorbim de investiții care vor veni la Roman, undeva în jur de 35 de milioane de euro, la care se adaugă și cele finanțate din împrumut. Practic, în următorii 3-4 ani de zile, la Roman vor intra în jur de 45 de milioane de euro în investiții în infrastructură, fie că vorbim de infrastructura educațională, fie de cea stradală sau imobile. Și bineînțeles că în funcție și de liniile de finanțare care vor mai apărea, vom mai depune proiecte pentru accesarea de bani europeni. Și aș începe prin a vă enumera prima dată cele 6 proiecte câștigate. Primul se referă la proiectul privind creșterea capacității administrative a municipiului Roman prin reproiectarea sistemului de management al calității. Este un proiect cofinanțat din Fondul Social European. Programul operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2, administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente. De asemenea, valoarea proiectului este de 417.610 lei, din care cofinanțarea Uniunii Europene este de 351.606 lei. Data începerii proiectului 30 august 2018 pentru o perioadă de 12 luni ca și termen de implementare. De asemenea, avem tot în implementare proiectul Noi Toți Vrem la Școală, finanțat prin programul operațional Capital Uman 2014-2020. Scopul proiectului, furnizarea de programe educative persoanelor care au părăsit timpuriu școala sau cu risc de abandon, precum și servicii de consiliere, educare pentru copii, elevi, părinți, cadre didactice și personal de sprijin pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu. Durata de implementare a proiectului 36 de luni a început din 11 aprilie 2018 și se va încheia în 10 aprilie 2021, o valoare a proiectului de 8.098.168,90 lei. De asemenea, un alt proiect privește creșterea eficienței energetice a clădirii publice din municipiul Roman, strada Smirodava, numărul 28. De asemenea, proiect aflat în implementare, este vorba de creșa Smirodava, program finanțat prin programul operațional regional 2014-2020.
Aici, de asemenea, vom reuși și triplarea numărului de copii care vor putea fi aduși la creșă. Perioada de implementare a proiectului este 30 iulie 2018, 31 august 2021, cu o valoare de aproape 8 milioane de lei. De asemenea, un alt proiect, îmbunătățirea condițiilor de mediu și de viață în municipiul Roman prin amenajarea parcului Zăvoi, proiect de asemenea aflat în implementare, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Prin amenajarea acestui parc urmărim îmbunătățirea mediului urban prin amenajarea suprafeței degradate și care este neutilizată. Perioada de implementare a proiectului, 22 august 2018, 30 noiembrie 2020. Valoarea proiectului, 4.300.000 de lei. Proiectul creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din municipiul Roman, de asemenea un proiect în curs de implementare, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Scopul proiectului este creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe situat în strada Anton Pan, numărul 33 din municipiul Roman. Perioada de implementare a proiectului, 12 octombrie 2017, 11 octombrie 2019. Valoarea proiectului, 924.901 lei. Proiectul privind îmbunătățirea factorilor de mediu și condițiilor de viață în municipiul Roman prin amenajarea parcului Jora, de asemenea în curs de implementare, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Prin amenajarea parcului Jora se urmărește refuncționalizarea suprafeței degradate neutilizate în scopul ameliorării și revitalizării mediului urban. Perioada de implementare, 20 octombrie 2017, 19 octombrie 2019, valoare proiect 1.917.815 lei. De asemenea, în cele ce urmează vă dau citire proiectelor care au fost depuse și care se află în perioadă de evaluare. Primăria Municipiului Roman a depus proiectul de creștere a eficienței energetice și extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Roman în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Printre activitățile și obiectivele principale sunt înlocuirea lămpilor cu un consum ridicat de energie electrică cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului corespunzător, practic acel sistem de iluminat LED, inclusiv reabilitarea instalațiilor electrice, stâlpi, rețele și așa mai departe. Achiziționarea și instalarea unui sistem de telegestiune a iluminatului public, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Roman și utilizarea resurselor regenerabile de energie. Numărul de corpuri de iluminat instalate prin proiect, 4.899. Numărul de stâlpi instalați prin proiect, 384. Valoarea totală și eligibilă a proiectului, inclusiv TVA, 21.526.988 de lei. Durata totală de implementare a proiectului, 43 de luni. Un alt proiect se referă la reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea ambulatorului Spitalului Municipal de Urgență Roman în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Spațiile ambulatorului vor fi modernizate, sunt modernizate în acest moment, dar dotarea medicală este uzată moral, iar din punctul nostru de vedere, un ambulatoriu de specialitate ar trebui să conțină pe lângă acele cabinete existente și alte servicii conforme cu normele în vigoare. Și de asemenea, aici ne-am propus să asigurăm acele servicii de imagistică, computer tomograf, RMN, aparat de rezonanță magnetică, radiologie RX, echipamente de urologie, ecografe cu toate echipamentele și dotările care deservesc aceste aparate. Prin proiect se propune reabilitarea, modernizarea și extinderea precum și dotarea ambulatorului Spitalului Municipal de Urgență Roman. Vom realiza o clădire cu un regim de întâlnire D plus P, legată funcțional de corpul de clădire E și care va fi independentă structural. Valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA, 12.030.000
30.739 de lei, din care suma eligibilă este de 10.691.742 de lei, diferența urmând a fi suportată din bugetul local, pentru că ne-am dorit foarte mult să dotăm cu toate aceste aparate strict necesare ambulatorului. Durata totală de implementare a proiectului, 52 de luni. Un alt proiect privește reabilitarea, modernizarea și echiparea liceului tehnologic Vasile Sav, corpul B, sala de sport și corpul de ateliere, în cadrul programului operațional regional 2014-2020. Valoarea totală a proiectului, 17.174.012 lei, din care suma eligibilă, 17.174.012 lei, practic, în totalitate. Durata totală de realizare a proiectului, 52 de luni. Un alt proiect se referă la modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu, școala Sergiu Celibidache. Tot în cadrul programului operațional regional 2014-2020, valoarea totală și eligibilă a proiectului 6.492.423 de lei, durata totală de realizare a proiectului 42 de luni. Construcția și echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie preșcolară în municipiul Roman. Investiția propusă va acoperi 160 de locuri, practic vom avea 8 grupe de clasă, și vom asigura o infrastructură necesară la un nivel crescut de preșcolare în municipiul Roman. E vorba de acea grădință din cartierul favorit. Valoarea totală a investiției este de 7.531.682 de lei, din care suma eligibilă 5.716.185 de lei, durata totală de realizare a proiectului 42 de luni. Creșterea eficienței energetice în sectorul locuințelor din municipiul Roman. Și aici avem blocul de locuințe numărul 24 de pe Bulevardul Roman Mușat, blocul de locuințe numărul 42 de pe Bulevardul Roman Mușat, blocul de locuințe numărul 44 de pe Bulevardul Roman Mușat, blocul de locuințe numărul 50 de pe Bulevardul Roman Mușat, blocul de locuințe numărul 14 de pe Strada Libertății, blocul de locuințe numărul 28 de pe Strada Anton Pan și blocul de locuințe numărul 31 de pe Strada Anton Pan, valoarea totală a proiectului 6.683.585 de lei, inclusiv TVA. Un alt proiect se referă la proiectul integrat de construire și dotare a corpului B și a sălii de sport de la școala Costache Negri, din care și de asemenea privește reabilitarea și modernizarea drumurilor publice din cartierul Petru Rareș din municipiul Roman, tot în cadrul programului operațional regional 2014-2020. Practic, prin acest proiect ne propunem construirea unui nou corp de clădire pentru școala Costache Negri, corpul B, dotarea și construirea unei săli de sport pe terenul aferent acestei școli și de asemenea vom reabilita și moderniza drumurile publice din cartierul Petru Rareș. Străzile care au fost studiate sunt strada Nicolae Bălcescu, strada Avram Iancu, fundătura Crișan, strada Ile Caragiale, strada Izvor, strada Bucovinei, strada Miron Costin și strada Sucedava. Vorbim aici de reabilitarea străzilor care au deja covor asfaltic, precum și de asfaltarea tuturor celorlalte străzi, precum și infrastructura pietonală. Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA, 18.459.735 de lei, cu o durată totală de realizare a proiectului 35 de luni. Un alt proiect se referă la reabilitarea și modernizarea clădirilor cu destinație socială pentru populația cartierului urban defavorizat zona fabricii și reabilitarea străzii fabricii, construire căi acces la locuințele sociale din municipiul Roman. În cadrul acestui proiect ne propunem reabilitarea celor 4 construcții situate în strada fabricii, care funcționează în acest moment ca și adăposturi sociale, iar în urma reabilitării noi ne propunem să asigurăm un trai decent și confortabil persoanelor care le vor utiliza. Practic vom avea 4 blocuri de locuințe, câte 52 de locuințe fiecare,
cu 8 accese, din care 6 pe fațadele principale și secundară și 2 pe cele laterale. De asemenea, vom reabilita și moderniza drumurile aferente acestor clădiri, de exemplu strada fabricii cu o lungime a străzii de 775 de metri și inclusiv căile de acces la locuințele sociale, un total de 281 de metri. Valoarea totală și eligibilă a proiectului, 14.737.102 lei. Durata totală de realizare a proiectului, 35 de luni. Un alt proiect privește reabilitarea, modernizarea și dotarea centrului multicultural Unirea, reabilitarea și modernizarea străzilor și a căilor de acces din această zonă. În cadrul acestui proiect vom realiza și sistematizarea proximității perimetrului existent, reabilitarea eficientă a clădirii Centrului Multicultural Unirea din toate punctele de vedere, astfel încât să servească în mod corespunzător destinației de spațiu cu specific cultural-educațional. Aleile de acces ce vor fi reabilitate și modernizate se află în proximitatea Centrului Multicultural și asigură legătura dintre strada Vasile Alexandrii și strada Bogdan Dragoș. Valoarea totală și eligibilă a proiectului, inclusiv TVA, 12.376.063 de lei. Durata totală de realizare a proiectului, 36 de luni. Un alt proiect privește proiectul integrat de reabilitare, modernizare, extindere și dotare a școlii Carol I, construire și dotare sală de sport pentru învățământul general obligatoriu, reabilitare și dotarea grădiniței și reabilitarea și modernizarea drumurilor publice din cartierul Nicolae Bălcescu. În cadrul acestui proiect se propune reabilitarea, modernizarea și extinderea școlii Carol I, precum și dotarea acestuia, construirea unei săli de sport și reabilitarea și dotarea grădiniței Corpul B. Totodată se vor reabilita și moderniza drumurile publice din cartierul Nicolae Bălcescu, adiacente ansamblului de clădire al școlii Carol I. Vor intra în cadrul acestui program modernizarea străzilor Salciei, Sărata, Zebrei, fundătura Zebrei. Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA, 16.051.345 de lei, cu o durată totală de realizare a proiectului, 35 de luni. De asemenea, un alt proiect depus de Primăria Municipiului Roman se referă la administrație electronică la nivelul Municipiului Roman pentru reducerea birocrației, proiect care a trecut deja de prima etapă de evaluare, cea a conformității administrative și a eligibilității, se află în faza de evaluare tehnică și financiară. Platforma integrată, portal web, aplicație pentru dispozitive mobile, pentru servicii electronice complete, descărcare, completare, transmitere de documente, plată electronică, semnătură electronică și notificări asupra stadului demersului cu un nivel de 5 de sofisticare. 50 de persoane din cadrul grupului țintă, instruite în ceea ce privește utilizarea, administrarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului. Persoanele în cauză vor fi evaluate și vor primi un certificat din partea furnizorului sistemului informatic integrat, care va realiza instruirea prin personalul formator specializat. Valoarea totală a proiectului, 2.995.072 de lei, contribuția Municipiului Roman, 59.901 lei, cu o perioadă de implementare de 24 de luni. Practic, acest proiect vine în completarea portalului pe care noi deja l-am dat în lucru și care reprezintă o etapă spre debirocratizarea activității din primărie și de asemenea de digitalizare a activității din primărie. Practic, după implementarea acestui proiect, vom putea elibera acte în format online cu semnătură electronică, astfel încât persoanele să nu mai fie nevoite să se deplaseze la primărie pentru a obține aceste documente și de asemenea vom realiza un sistem propriu de plăți online, nu acela prin ghișeu.ro, care să fie cât mai comod pentru diferitele taxe și impozitele pe care cetățenii le vor avea de plătit. Și un ultim proiect se referă la reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu, corpul D al Colegiului Național Roman Vodă din municipiul Roman, o valoare totală și eligibilă a proiectului, inclusiv TVA, de 9.636.373 de lei, cu o durată totală de realizare a proiectului de 36 de luni. Toate aceste proiecte depuse vin practic în completarea
sumelor contractate prin acel împrumut și prin care vom realiza și vom finaliza pietonalul Ștefan cel Mare, reabilitarea grădiniței numărul 2 cu program prelungit, reabilitarea grădiniței numărul 2 cu program normal, reabilitarea corpului B de la școala Vasile Alexandrii, reabilitarea peisagistică din zona Bulevardului Republicii, reabilitare clădire strada Veronica Micle numărul 21, centru cultural comunitar, de care vă vorbeam mai devreme, modernizarea celorlalte străzi din cartierul Nicolae Bălcescu, care nu au fost prinse în proiectul cu finanțare europeană, creșterea eficienței energetice a clădirii din strada Smirodava numărul 28. Practic aici vom avea o cofinanțare mai mare și o vom suporta din acest împrumut. Reabilitări trotuare, extindere de rețele de gaze naturale și dezvoltare parcări de reședință. Cam acestea au fost informațiile pe care eu am dorit să vi le aduc la cunoștință și în rest vă stau la dispoziție pentru întrebări. Știu că e probabil că e de vreme, dar aveți o estimare cam cât a cheltuit municipiul cu referendumul? Nu, municipiul, costurile municipiului au fost aproape de zero, pentru că toate cheltuielile sunt suportate de guvern prin intermediul prefecturii. Legat de parcări, parcometrele existente rămân. Cele existente rămân, da. Dar parcările noi... Pe parcările noi, cele pe care le-am aprobat la ultima ședință de Consiliu, să încercăm să introducem acest sistem de plată prin SMS sau card. Aha, ok. Și ce facem cu cei care sunt prea în vârstă pentru a folosi aplicații sau pentru cei care sunt pe prepaid și nu pot da un SMS? Acum, eu cred că... Sunt două situații. Bun, sunt două situații ipotece, dar în același timp nici nu putem să întârziem digitalizarea. Că același lucru putem să spunem și despre digitalizarea din primărie, da? Că vor fi persoane în vârstă care nu vor ști să folosească, să facă o solicitare online sau plăți online. Încetul cu încetul va trebui totuși fiecare dintre noi și nu putem să stagnăm cu proiectele importante sau cu acest sistem de digitalizare doar pentru faptul că în situații extreme cineva nu va putea. Un aparat colo și colo. Nu, dar deci cum să zic, nu trebuie nicio aplicație. Pur și simplu trebuie trimis un SMS. Da, de aia spunem de aia cu prepaid-ul. Da. Care au cartele și nu au bani pe telefon, nu mai plătesc. Da. Interesant proiectul cu schimbarea becurilor cu LED. Cam cât la sută din becuri? A spus un număr, dar nu ne dăm seama așa ca proporție. Păi, cam haideți, eu vă spun așa. Deci în momentul de față noi avem circa 4400 de lămpi de iluminat în roman. Dintre acestea, cam 400 sunt deja pe sistem LED. Ștefan cel Mare, Tineretului și sensul giratoriu Poarta Nord. Noi ne propunem și extinderea rețelei de iluminat, ați văzut, cu încă aproape 400 de stâlpi și, bineînțeles, înlocuirea celorlalte 400 de lămpi. Deci, practic, o majoritate covârșitoare, da. Da, având în vedere că există o lege care spune că cablurile ar trebui îngropate în pământ. Nu face, dar nu face referire la proiectul, nu are nicio legătură cu cablurile. Se referă doar la schimbarea lămpilor și de asemenea la sistemul de telegestiune. Nu, m-am gândit că dacă schimbați stâlpii sau... Nu. E vorba de extindere. Stâlpii noi sunt în zonele unde vom extinde. Aha, aha. Deci cu cablurile care deocamdată așa atârnă prin oraș nu avem o... O să încercăm să facem demersul și în acest sens. O soluție. Bun, legat de ambulatoriu, care mi se pare, ăla da, e un proiect care ține de sănătate și care cu echipare corespunzătoare face foarte mult. Din experiența anterioară de prin țară, s-au mai văzut situații în care s-au luat RMN, s-a luat toată aparatura sau și la un moment dat s-au trezit că au aparatură, dar ori nu au avut personal, ori nu au avut bani să o întrețină. Da, nu. Cuprinsă și partea asta. Să știți că noi foarte mult am colaborat cu medicii de la Spitalul Municipal de Urgență Roman. Gradul lor de competență este destul de ridicat și în momentul de față avem acoperite toate aceste servicii și de interpretare a imaginilor, atât de pe computerul tomograf, cât și de pe RMN. Celelalte ecografe și aparate de radiologie nu erau probleme. Da, mai e problemă
cheltuielor ulterioare, pentru că numele mele este foarte scump de întreținut pentru... Păi, noi de aceea ne-am și axat pe acest program de ambulatorii, extindere și dotarea ambulatorilor, pentru că sumele de bani vor veni prin contractările cu Casa de Asigurări de Sănătate. Bun, și ajungem la informatizare, pe care spuneați. Vor urma reduceri de personal după ce se implementează un sistem care, în care nu mai e nevoie de așa de multe hârtii? Vom analiza la momentul respectiv. Știți foarte bine că în ultimii 2 ani, cel puțin, angajările au fost făcute doar acolo unde a fost strict necesar sau au fost ieșiri din sistem. Cel mai probabil vom avea o gândire de acelor care ies din sistem să nu mai completăm cu personal. Însă, în momentul de față, nu se pune o astfel de problemă. Activitățile, și oricum noi suntem cu organigrama undeva cam la 70%, deci nu putem lua în calcul o astfel de variantă. Ok, mulțumesc. Să mai spun despre rezultatele expertizei la varianta opălitoare. Acolo deja am inițiat toate demersurile pentru acționarea în instanță a constructorului și urmează a se face o expertiză judiciară. IMROM. Acolo urmează a se face o expertiză judiciară. Am ajuns la concluzia că e mai bine ca această expertiză să aibă loc în cadrul unui proces și, bineînțeles, că acesta va constitui și o probă la acest lucru. Dar n-are nicio legătură plângerea. Nu. Deci noi nu putem ști în momentul de față de ce natură sunt problemele. Dacă sunt probleme de execuție sau sunt probleme de sol. Și atunci cel mai bine o expertiză în cadrul procesului va clarifica foarte bine. Pentru că exista riscul. Plăteam acum o expertiză și în cadrul procesului urma să mai plătim încă una care era judiciară și recunoscută de instanța de judecată. Dar unde ați acționat? La contencios administrativ? Nu. Va fi fiind vorba de un contract comercial la Tribunalul Comercial. Da. Nu ne-ați mai vorbit de foarte mult timp despre tranzacționarea energiei la bursă. În alți ani mergea pe parteneriatul... Păi, din păcate, fluctuațiile prețurilor la energia electrică nu au mai generat un așa mare interes din partea furnizorilor de energie electrică. Am avut în ultimii 2 ani, cred că, 3 furnizori de energie electrică și toți s-au prevalat de un articol din contract care spune că în urma unei notificări prealabile de 60 de zile pot rezilia oricând contractul. Și am reluat această procedură, am pățit din nou la fel, acum suntem cu EON. Și la gaz? La gaz, în momentul de față, nu au fost probleme. Doar la energie electrică. Să înțelegem că ce produce microhidrocentrala acum, ce se întâmplă cu energia aia de acolo? Aia este vândută către agenții economice, care tranzacționează energie electrică. Din Roman? Sau? Nu, din Roman. La nivel național. Național. Da. Ce s-a mai întâmplat cu proiectul referitor la energie neconvențională? Am avut montate niște panouri solare la spital și la LDS. Mai sunt ele funcționare? A mai verificat cineva? Deci în momentul de față, și inclusiv și cel de la sala de sport, că l-ați uitat și pe al treilea, sunt funcționale. Și cam sunt eficiente? La nivelul, asta e problema, că în zonele ca aceea din Roman, unde soarele nu e într-o perioadă atât de lungă a anului, nu își demonstrează întotdeauna eficiență. Mi-ați vorbit de lucrările de reabilitare la azil. Ce lucrări au fost făcute acolo? Că era clădiri de patrimoniu? N-a fost făcută nicio lucrare. N-a fost făcută nicio lucrare. Am spus că acea clădire urmează să intre în reabilitare. Bineînțeles, e clădire monument istoric. S-a făcut o expertiză într-o primă etapă, după care vom începe cu studii de fezabilitate. Da, vă dați seama, e o clădire foarte, foarte veche. Vom avea foarte mult de înlocuit atât la partea de tavan, cea care a și avut probleme. E un tavan pe grinzi.
Și va trebui cei proiectanții să dea soluția optimă. Nu ne-ați mai spus nimic despre destinația clădirii de pe Florilor, aceeași, în care știți că vorbim. Păi da, așteptăm redeschiderea unui program cu finanțare europeană. Inițial, termenul a fost 3 ianuarie a acestui an, dar niciunul din consiliile județene sau doar două sau trei consiliile județene au reușit să depună acest proiect. Se așteaptă redeschiderea acestei linii de finanțare pentru că am parteneriat cu Consiliul Județean să reabilităm această clădire, să o facem într-un centru de recuperare a persoanelor cu handicap. Reabilitarea policlinicii, ați întâlnit cu medicii? Ne-am întâlnit cu medicii și deja am dat în lucru studiul de fezabilitate. Și ultima întrebare, ne-ați povestit de mai multe ori despre întâlnirea la nivelul Ministerului Transportului pentru trecerea pe calea ferată, este din ce mai problemat de acolo? Eu am trimis chiar săptămâna trecută încă o notificare către cei de la CFR. Încerc programarea unei întâlniri cu Ministrul Transporturilor, nu am reușit până la această dată să obțin această întâlnire. După care putem să apelăm și la alte metode de constrângere. Nu știu, ne gândim. Încercăm calea dialogului prima dată. Cine a vrut? Nu prea aveți cu cine. Păi, dacă nu o să avem cu cine în continuare, ne gândim. Timpul trece și vă spun cu cei din partea aia care au firme sunt din ce în ce mai nemulțumit. Eu sunt de acord, dar e o proprietate privată la care primăria Roman n-a nicio competență. S-a lăsat pe partea... Știu, doamnă, am trecut și eu acolo. Sunt cratere, da. E dezastru. Bună. Da. O singură întrebare. Ne-ați vorbit de foarte multe proiecte, multe dintre ele se întind pe ani întregi. Întrebarea este că va trece și anul electoral. În situația în care romașcanii vor decide o schimbare a conducerii municipiului, aceste proiecte vor continua? Deci, eu în toată activitatea mea nu m-am ghidat niciodată după alegeri sau după an electoral. Întotdeauna mi-am făcut datoria și am lucrat așa cum s-a cuvenit. Știți foarte bine că și anul trecut, deși eram în campanie electorală, au fost lucrări pe care special le-am lăsat după pentru că nu am vrut să le grăbesc. Toate aceste investiții au fost gândite pe termen lung, ați văzut și dumneavoastră și am spus-o și la începutul conferinței, face parte dintr-o gândire strategică pe mai mulți ani și o viziune a noastră asupra dezvoltării municipiului Roman. Restul mai departe, sigur că e opțiunea cetățenilor pentru a da votul în favoarea uneia sau alteia dintre persoanele candidate. Nu, nu. Dacă se dovedesc a fi viabile și ar putea fi... Păi, odată ce s-au aprobat aceste proiecte și s-au semnat contractele de finanțare, e clar că ele produc efecte. Sigur că dacă cineva nu își va mai dori un anumit proiect, nu se încadrează în termene sau... Și îl poate rezilia, dar nu, eu nu văd pe nimeni sănătos la minte care să facă așa ceva. Mulțumesc. Nu mai sunt bani la nivel național, e limbele. Și ați primit sau urmează să primiți niște adrese, niște indicații de la guvern în sensul reducerii cheltuielilor. Se referă la parc auto, la pază, la telefoane, la materiale de curățenie. Da, noi deja am făcut acest lucru la începutul anului, de când au aprobat bugetul pentru anul 2018 și am știut că nu vor mai fi bani. Ați văzut inclusiv mult trâmbițata echilibrarea bugetelor locale și plătirea sumelor care au fost pierdute de municipalități, s-a dovedit un fiasco. Și noi încă de la începutul anului am luat decizia, deși nu exista obligația pentru autoritățile publice locale, am luat decizia reducerii cheltuielilor materiale cu 10%, astfel încât să avem cât mai multe resurse pentru investiții. Da, vreau să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că se impune o analiză asupra activității sportive de la cele două echipe, de la Hamam și de la Hamam.
Da, într-adevăr, am mai spus-o și în trecut, nu e cea mai bună perioadă pentru sportul de performanță din Roman, însă am convingerea că lucrurile se vor remedia. Dacă vorbim de echipa de handbal, e clar că vom avea un meci foarte greu cu CSM București, după care, din punctul meu de vedere, jucătoarele vor trebui să înceapă să câștige meciuri. Dacă nu, bineînțeles, putem să trecem și la alte discuții în relația cu jucătoarele. Deocamdată, din acest punct de vedere, nu s-a... Nu s-a... Până la urmă s-au pierdut 3 jocuri în deplasare. E drept că, dacă e să mă refer, cred că meciul cu Buzău de acasă din prima etapă trebuia gestionat altfel. Însă așa e în sport. Analizele trebuie să le facem fie la finalul turului, fie la final de campionat și între timp să încercăm să îmbunătățim activitatea. Da, dar să nu fie prea târziu. Nu va fi prea târziu. Sunt destul de mulți jucători sportului care sunt... Și eu sunt... Anul acesta echipele de sport... Eu fac pareu că nu va fi așa. Cu cine? Cu cine doriți dumneavoastră. Cu orice sporter, da. Nu, trebuie să fim încrezători. În viața sportivă a unui club, a unei echipe, întotdeauna există momente când ajungi la un nivel destul de ridicat și sunt și momente grele. Iar aceste lucruri s-au întâmplat nu numai în România, ci peste tot în lume. Așa că în sport trebuie să avem răbdare, trebuie să reconstruim și după aia să ne bucurăm din nou de rezultatele frumoase. Să înțelegem, aveți încredere în staff? Da, în momentul de față am încredere deplină și în jucătoare, dar și în conducere tehnică. Ce? Am asistat la o prezentare privind capitala tineretului și tinerii romașcani care au prezentat proiectul spuneau de surpriză de la dumneavoastră de un centru de tineret de $1,000,000 pe care l-ați promis dumneavoastră pentru anul viitor. E vorba de acest centru cultural comunitar de care vă spuneam, de pe strada Veronica Micle. Da, deci de anul viitor vom începe lucrările. Practic, noi ne propunem până în 2020 finalizarea acestor lucrări. Spuneau că vom avea... Vom demara începând cu anul viitor. Că au venit tinerii din Iași, dacă nu mă înșel, și spuneau că cum se poate promite așa ceva când întreg bugetul primăriei Roman e de $1,000,000. Bun, ei n-au știut toate resursele pe care le avem și noi nu le-am spus. Suntem într-o competiție. Noi suntem într-o competiție. Până la urmă, nu ne arătăm toate armele de la început. Deci, ceea ce vreau eu să înțelegeți în legătură cu acea prezentare a fost doar o prezentare preliminară a câtorva idei din proiect. Proiectul în formă scrisă, a trebuit depus la începutul acestei săptămâni, într-o formă mult mai amplă, unde se indică toate resursele financiare și modul în care se pot obține aceste resurse financiare. A fost o întrebare din sală, probabil de la juriu, când am prezentat, sau cine... Și spunea, de ce un tânăr din Timișoara sau din București ar veni la Roma în anul viitor, la capitala... Da. E clar că unul din scopurile acestui proiect al capitalei tineretului din România îl reprezintă dezvoltarea comunităților de tineri din municipiile și din orașele respective. Sigur că în momentul în care reușești, un argument din punctul meu de vedere poate fi energia rezultată în urma colaborării acestor tineri, mulți tineri romașcani plecați în alte zone, atât în străinătate, dar și în țară, s-au reunit lucrând la început de la distanță și ulterior în echipe mixte pentru a gândi un astfel de proiect. Cred eu că acesta este cel mai mare câștig al Romanului, iar discuția pe care am avut-o cu acești tineri a fost foarte clară, că indiferent de faptul dacă noi vom câștiga sau nu acest titlu de capitală a tineretului, noi
parte din acele proiecte pe care ei le-au propus, le vom face oricum. Și chiar vorbeam cu doi dintre tinerii romașcani care în momentul de față sunt în București, au zis că sunt foarte entuziasmați de faptul că la Roman în ultimii ani se întâmplă foarte multe evenimente, se întâmplă foarte multe lucruri și dintre cele adresate tinerilor. Și cred eu că acesta poate fi un punct de plecare în ceea ce privește o gândire pe termen mai lung pe care trebuie să o avem la nivelul primăriei municipiului Roman, și anume aceea de a întineri orașul. Și pentru a întineri orașul avem nevoie de locuri de muncă bine plătite, avem nevoie de locuințe pentru tineri și, bineînțeles, trebuie să le oferim acestor tineri și o viață socială. Și atunci, dacă reușim să îmbinăm cele trei elemente, sunt convins că municipiul Roman poate deveni un municipiu foarte atractiv pentru tineri. Vis-a-vis de trecerea la nivel cu calea ferată, o sugestie din partea unor agenți economici care spuneau, dacă ați atins punctul că nu poate interveni primăria financiar și să investească acolo, dacă un grup de agenți economici ar sponsoriza acea lucrare și ar asfalta acele locuri și le-ar aranja, ar exista un sprijin din partea municipalității. Dar nu are nicio legătură primăria, asta vă rog să înțelegeți. Primăria din niciun... Bun, asta se face, dar trebuie prima dată trebuie făcută cu poliția rutieră, pentru că ei sunt cei care dau avizul. Și bineînțeles, și primăria municipiului Roman poate asigura sprijin logistic sau nu e dar trebuie să înțelegeți că acolo nu e o problemă. Nu e o problemă care privește doar o reparație din aceasta curentă de pus niște asfalt. Acolo sunt probleme majore de fundație. Ori Oscar Downstream știu că deja are achiziționate toate materialele pentru reabilitarea liniei din mijloc, cu care a încheiat deja un contract cu CFR-ul, însă nu este o soluție în momentul de față reabilitarea doar a unei linii. Propunerea mea pentru Ministerul Transporturilor și pentru CFR a fost aceea de a renunța la două dintre liniile de cale ferată, să rămână doar una singură și restul, accesul către Marsat, respectiv în partea aceasta, la altă, la Holcim și Oscar, să se facă prin sistemul unor macaze. Care macaze sunt și deja existente în zonă. Cheltuiala practic ar fi minimă. Însă orice investiție chiar... dar de reparație capitală pentru fiecare dintre linii undeva în jur de 80-85 de mii de euro. Poate ar trebui adus și domnul Arsenie, că guvernul jurnalului să viziteze locul ăla, să vină televiziune centrale, să poate nu știu ce de la minister, cu realitatea. Păi, am trimis adrese, am purtat și discuții, vă spun că în momentul de față încă... La Consiliul Județean nu a fost acolo, nici consilieri locali, PSD, să îi duceți, îl le arăva. Încă... Eu încă sper în calea dialogului și... Să distruge acolo aceste... tot până facem dialog, să știți, e jale ce e acolo. E o problemă, într-adevăr, majoră pentru Roman, afectează și imaginea municipiului Roman în același timp, însă... În momentul dacă de față... Zi nu se va mai putea trece pe acolo, va fi blocaj total în municipiul. Da, atunci, la vremea respectivă, să-și asume. Dar deci nu am calitate să dau un judecat. În calitate de ce? Eu nu sunt administrator de drum, nu sunt nimic. Nici Poliția Națională nu poate interveni pentru a asuma în vreun fel. Nu au text de lege care să prevadă acest lucru. Dar cine poate să-i dea un judecat? Un șofer care să-și mașina? Eventual. Sau cineva care își pune pericol de ăștia? Da. Da, și în momentul ăla se plătește despre vreodată. Da, dar o plătește CFR-ul. Dar ar putea și poliția rutieră să facă o adresă oficială să menționeze. S-au făcut. Da. S-a făcut. Nu mai putem permite accesul pe acolo, pentru că cine știe, e pericol. Da. Voi încerca să mai port discuții cu cei de la Poliția Națională. Noi o perioadă de timp, sau cel puțin pe tot parcursul vierii, chiar am avut întâlniri cu utilizatorii de căi ferate de acolo, însă ei nu au posibilitatea să investească în reparațiile capitale, ci doar în reparațiile curente. Iar acolo, vă spuneam, e o problemă de fundație. Am observat că e o rectificare de buget la ședința următoare și e vorba de o casare la buget foarte frumoasă, 850.000 de lei din
ce au rezultat banii aceștia? Sunt conștiincioși, agenții economici sau sunt restanțe care au fost recuperate? A fost un cumul de factori care a generat acest lucru și sunt convins că și pe viitor investițiile care au venit și care vor mai veni în zonă vor genera noi încasări la Primăria Municipiului Roma. Și banii vor fi alocați, probabil, în fel de situație. Bineînțeles, în funcție de lucrările pe care le avem în lucru. Va primi și sportul, da. O variantă pentru vreme rea la concertul pe care l-ați menționat dumneavoastră există? Sau în momentul de față nu am luat o astfel de decizie. Va trebui să purtăm discuții și cu reprezentanții orchestrei. Da, s-au întins foarte mult cu procedura de achiziție. Noi ne-am dorit mai repede, chiar la începutul acestei luni, să fie. Și nu vă ascund faptul că ne gândeam chiar pentru ziua de joi. Acum, mai ales că hramul Arhiepiscopiei este Sfânta Parascheva și era un moment foarte, foarte frumos de celebrat. Na, suntem până la urmă încorsetați de aceste proceduri birocratice și nu trebuie altceva decât să sperăm în momentul de față la vreme bună. Cel mai important este să nu plouă. Pentru celelalte situații de frig, luăm în calcul mai multe variante și soluții de încălzire.